Like to be the consolation. But all of them have let you down. Like a fool, I fell in love with you. La început de an, trupa Teatrului Național Mihai Eminescu prezintă publicului o premieră în stil american, August. E o poveste despre relațiile unei familii, scrisă de Tracy Litz, dramaturg și scenarist din SUA. Am început lucrul la acest spectacol cu echipa Teatrului Național în 2023. Domnul Cozub, regizorul acestui spectacol și directorul artistic, a făcut distribuția. Este un material frumos, l-am început cu deschidere pentru a afla ceva nou, a descoperi ceva nou în scenă și a ne descoperi noi pe noi. Sunt una dintre surorile Western, cea mai mică, și venim aici la decesul tatălui nostru. Și de aici totul se întâmplă, o spovedanie dureroasă a familiei Weston. Mamă, mamă, trezește-te, a venit poliția. Voi ați chemat? Nu! Care era cazul noi? Mamă! O istorie care ne ține în suspans, dans, muzică și un joc impresionant actorilor, pentru care această piesă este o probă aparte. Pentru mine este o provocare. Dacă până acum am jucat în Casa Mare și în Frunze de Dor, ați văzut-o pe Rusanda, actrița Rusanda Radvan, cu minte sfioasă, recunosc că acest rol m-a provocat, m-a scos din zona de confort. Face parte dintr-un alt registru, înlărgește registrul meu actoricesc, referitor la partiturile mele actoricești. Așa că vă aștept cu tot dragul la teatru, la premieră și nu numai, și la ulterioarele spectacole, ca să vedeți cum pot fi și altfel decât cu minte drăguță și educată. Ei nu vor ca lumea să știe. Ei nu vor ca lumea să știe. Spectatorii sunt invitați să asiste la o reuniune de familie. Într-un august torid, o mamă bolnavă, alarmată de dispariția soțului său, își cheamă copiii acasă, într-un ținut arid și bântuit de tornade. Se întâmplă multe evenimente, de la ură la dragoste, de la tristețe la veselie, dar e destul și amuzant, sunt lucruri amuzante pe alocuri. Deci e un spectru de emoții și de culori actoricești și de joc actoricesc. Ce spectacol mai degrabă este despre cum nu trebuie să fim într-o familie, da? Fiindcă cum nu trebuie, iarăși nu chemăm publicul la o lecție de etică sau de cum trebuie să ne comportăm, dar la o invitație, la o cugetare, de ce nu? Da? Adică, mă rog, încă o dată ne mai punem niște întrebări. No one's waiting by your side. Ei te cuceresc prin felul lor de a fi, prin puterea lor de a-și dobândi ceea ce își doresc. Sigur că sunt multe coliziuni, multe sunt, deci, impacturi din astea mai puțin pozitive, hai să zic așa, dar până la urmă, din ceea ce văd eu, mai ales că eu am această ocazie de a urmări ceea ce se întâmplă în scenă, pentru că eu sunt unicul în afara familiei, respectivei familii, și eu sunt într-un fel de supraveghetor al acestei urbe, acestei localități. Rolul mamei este interpretat de actrița Tatiana Lazar. E o piesă foarte bună care vorbește despre niște lucruri care păreau îngropate cândva cu ani în urmă și acum cu moartea tatălui. Apar la suprafață toate neînțelegerile, conflictele, durerile și, din păcate, cum se întâmplă și în viață, rămân nerezolvate. Peste un conflict se așterne altul și peste o durere se așterne alta. Cam despre asta. Spectacolul August va fi jucat mâine, 24 ianuarie, și pe scena Naționalului Vasile Alexandrii din Iași, în cadrul turneului Unirii, Teatrul Românesc Chișinău-Iași, eveniment cultural ajuns la cea de-a 10-a ediție.